Tu stai acolo? Să rămână! Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Cu sucrăriți așa! V-am găsit eu! Cum vine ea, Mirela, de fiecare dată, așa... așa. Sofisticată. Da, sofisticată n-ar fi, dar e cu voie bună de fiecare dată și ne aduce invitați de seamă creatori români pe care trebuie să-i cunoaștem și să-i vedem așa cum sunt ei. Da. Astăzi Andreea Raicu. Azi Andreea Raicu, care are un proiect pe care l-am apreciat de la bun început. A început în 2014, dacă nu mă înșel, nu? Da, 2014. La sfârșitul anului. Exact, faci 3 ani acum. Anul să fac 3 ani, da. Sper. Ce drăguț. Da, poate faci o colecție de asta de aniversară. Aniversară, o colecție aniversară de 3 ani. Mulțumesc pentru idee. Și motivul pentru care am apreciat această inițiativă a Andrei, că pe Andreea ne știm de 20 de ani. Da, de foarte mulți ani. Mamă, la, iar începem cu da, de ce să ai o problemă cu asta? Arăți foarte bine și ai o energie extraordinară. De ce? Mulțumesc, ce mănânci? Da, chiar o știu pe Andreea când avea 14 ani. Și nu chiar 14, dar oricum... Hai. 15 fie. Și evident că am apreciat întotdeauna evoluția în carieră și cum arată și cum a evoluat ca persoană, pentru că ea s-a schimbat foarte mult în bine și... Și acum e rândul meu ce bei, ce mănânci. Da, 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 am lăsat cecul la intrare. Dar pe lângă asta și motivul pentru care am venit la Molecula de Succes cu Andreea acum este pentru că are o linie de vestimentație împărțită în două, de fapt. Este linia de office și linia de evenimente. O linie care o reprezintă foarte bine, este stilul ei acolo, să vedeți hainele pe care ea le poartă aproape de zi cu zi și acum este îmbrăcată. Uite, mie îmi place foarte mult această bluză. Mulțumesc foarte mult pentru introducere și pentru prezentarea foarte frumoasă. Că puteam să mai vorbesc, să știi. Sunt convinsă, pentru că tu mănânci pâine pe pod, pâine pe modă pe pâine. Cu foame! Mănânci pâine pe pod? Mănânc oricând, tu știi că sunt o gurmandă. Modă și... pe pâine și da. Pe lângă asta e și foarte documentată. Într-adevăr, linia de haine s-a născut dintr-o dorință a oamenilor de a se îmbrăca la fel ca și mine, pentru că sunt haine extrem de simple, care au o linie foarte simplă. Vreau să spun că asta este o linie definitorie pentru Andreea, simplitatea. Da, și fiecare ținută are un accent sau un detaliu care o face să fie un pic specială sau diferită, pentru că sunt mulți oameni care spun nu facem haine simple pentru că face toată lumea și cumva din acest motiv nu mai face nimeni și ne-am găsit un segment extraordinar de bun, mai ales pentru hainele de office, pentru că exact cum spunea Mirela, linia este împărțită, colecția împărțită în două linii, iar cea de office ne-am dorit în cea de office să aducem un plus de feminitate, pentru că femeile prin acest feminism cumva ieși din comun, face femeile să fie cât se poate de masculine și dure și sunt convinsă că... Sunt în asentiment, nu? Exact. Și mi-am dorit să aduc o linie de feminitate ca femeile să se îmbrace mai feminin și să arate că sunt femei, să nu-și mai ascundă lucrul ăsta, pentru că e foarte păcat. Da. Ai niște cercei foarte mișto. La asta mă uitam. Îți mulțumesc foarte mult. Uite, vezi, la lucruri care fac o femeie feminină. Exact. Și detalii, că asta contează întotdeauna. Și mă bucur că este un brand românesc. Este un brand pe care cred că și voi îl aveți. Îl avem în concept store și povesteam Andrei mai devreme în culise că vin clientele și parcă sunt hipnotizate complet. Deci nu vor să vadă nimic altceva. Asta așa, Andreea Raicu. Unde aveți Andreea Raicu? Știi, se duc direct la standul ei și de acolo încep și probează și se tot uită. Și ce am apreciat foarte mult la colecția Andrei este faptul că a reușit să găsească echilibru perfect între un produs bun, calitativ, cu materiale bune, cu finisaje bune, cu un design simplu și versatil și cu un preț foarte ok, știi? Pentru că te uiți la Andreea, zici ok, este Andreea Raicu, este dita mai vedeta și sigur când se îmbracă costă foarte mult. Ei bine, nu este așa. Și pentru că n-am apucat să văd foarte multe dintre creațiile Andrei Raicu și sunt sigură că și doamnele și domnișoarele, da, sunt foarte curioase, zic să și vedem câteva dintre piesele pe care le-a creat. De aceasta este o rochie sacou, este un bestseller al nostru care poate fi purtat atât la birou cât și seara dacă este accesorizat în mod diferit. E o rochie extraordinar de versatilă pe care poți o porți absolut oricând. Deci,
Chiar da. Ești de acord, da? Da, bă, vreau să-i zic Diane, că mă tot întreabă la fiecare prezentare. Uite că aici sunt, e pe stilul meu. Stai, domnule, că de-abia a apărut prima piesă. Păi, dar îmi place ideea și Office, așa. Ce e foarte interesant la această rochie că poate fi purtată ca și un pardesiu, ea fiind desfăcută. Nu o rugăm să se dezbrace acum pentru că n-are nimic de desfăcut. Ea se desface și poate fi purtată peste pantalon cu un tricou. Și Office întotdeauna poate să fie foarte sexy. Exact, exact. Asta spuneam, că o chestiune rigidă. Nu este o chestiune rigidă și e important să poți să-ți dai voie să fii feminină, pentru că despre asta e vorba. Și am mers atât de bine încât această rochie sacou pe care așa o numim, am făcut-o, cred că, în toate culorile posibile. Asta voiam să zic, că roșul acesta este absolut superb și roșul este o culoare de sezon pe care chiar vă recomand să vă achiziționați neapărat ceva roșu sezonul acesta. Da, este culoarea de sezon, da. Și blămarin. Roșu. Da. Bine, blămarinul este un... acest negru și mai elegant, dacă se poate. Asta se cheamă muștar, culoarea? Se cheamă muștar. Muștar, da, Florin. Muștar. Și e la fel o rochie pe care poți să o porți la birou și în același timp, dacă îi pui niște cercei sau un colier sau niște pantofi diferiți, poți să o porți seara. O să fie o rochie de cocktail, da. Fără nicio problemă. Sau la un dinner mai elegant. Vezi cât de mult face culoarea, pentru că genul acesta de culoare te scoate din anonimat fără să trebuiască să ai pene puse în păr și... Exact, fără să ai o roche sofisticată și cu niște tăieturi extraordinar de complicate. Cumva, într-adevăr, reflectă foarte, foarte tare stilul și personalitatea mea, pentru că, într-un fel sau altul, eu trăiesc foarte simplu. Chiar dacă poate din exterior lucrul ăsta nu pare sau ar fi greu de crezut. Iar asta se reflectă în toate aspectele din viața mea și... Cu atât mai mult în ceea ce tu crezi. Da. Keep it simple este sfatul cuiva. Keep it simple și back to basics. Exact. În orice domeniu și chiar și muzică se aplică. Da. De la Andreea recunosc că pe lângă partea de vestimentație mai am niște instrumente de ajutor personal, de evoluție personală și ți-ai lansat de curând... Și tocmai pentru că ai amintit de lucrul ăsta, am venit și un cadou pentru că e prima oară când vin la voi în vizită. Asta este plannerul de 90 de zile. Acesta îmi trebuia. Wow! Plannerul, da. Mai am... Eu sau Ramona, asta de aici? Cum am rămas eu fără? Programul care îți poate schimba viața. La finalul emisiunii mai am unul în culise și îmi cer scuze, n-am știut că sunt... N-ai știut că sunt... Dar este un planner care te ajută să îți schimbi, să renunți sau să capeți un nou obicei. Pentru că noi știm ce trebuie să facem cu viața noastră, dar nu reușim să ne lăsăm de fumat, să mergem mai mult la sală, să ne relaxăm. Iar trebuie să notăm aici cu pixul. Ce tare! Da, sunt practic 90 de zile pentru că e științific demonstrat că 90 de zile, dacă faci același lucru, creează un obicei. Creează un obicei, îți intră în automatism. Doamne, atunci... ce nevoie aveam de asta. Și eu, chiar vreau să-mi o dai. La final. Ia ziceți, dragi colege. Ia-o pe a mea, pentru că eu sigur o mai prind pe Andreea până pe cu mare drag. Vreau să răspundeți cu da sau nu la următoarele. Sunt câteva întrebări despre veri și vă zic și eu unde. Vrei să slăbești? Da. Nu. Vrei să te lași de fumat? Nu fumăm. Vrei să muncești mai puțin? Uite ce salopetă, Florin. Nu. Da. Și am ajuns la partea a doua, a cealaltă linie a colecției. Să ne întoarcem la modă un pic ca să putem pe urmă să ne concentrăm pe ce vrem să facem mai departe. Frumoasă culoare. Place, Florin? Da. Exemplu, marinul de care vorbeam, că este negru mult mai elegant. Și este o salopetă pe care poți să o porți foarte ușor la diverse evenimente și este extrem, extrem de comodă. Catifeaua este un material elegant, văzut, nu? Se poartă, foarte sigur mult. Că se poartă, dar este un material nobil, elegant, iar genul acesta de produs, dacă îl accesorizezi cu altceva, spre exemplu cu ceva extrem de opulent, te duce într-o zonă diferită de inclusiv de eveniment, dar dacă o porți cu niște balerini, poate să fie chiar... Sau chiar pantof sport. Sau chiar pantof sport, da, bine, n-am vrut să exagerez, dar noi așa purtăm. Chiar cu pantof sport și arată foarte bine. Foarte bine, foarte bine cu sneakers. Hainele acum le poți duce în oricare zonă îți dorești. Da, adevărat. Iar următoarea ținută, care o să intre acum, este una dintre rochile pe care noi le-am făcut în urmă cu 2 ani, cred, și care e un bestseller. Întotdeauna când venea petrecerea Viva, mă gândeam cu foarte mult timp înainte, chiar plecam, știți, da? Adică, fetele știu. Felica problemă, cu ce ne îmbrăcăm? Și căutam de ceva ieșit din comun și într-un an urma să nu fiu la petrecerea Viva, deci nu mi-am căutat rochie și s-a întâmplat să nu mai plec. Și m-am trezit înaintea evenimentului că n-am rochie. Am intrat în atelier și am văzut această rochie la care lucrasem, dar nu era definitivată și am zis, ok, știți ce, eu mă îmbrac cu asta la Viva.
am ajuns la Viva și toată lumea m-a întrebat, wow, de unde e rochia asta? Adică ce designer! Mi-amintesc apariția, da? Dar mi-amintesc albă era. Că da, ai fost extrem de aplaudată în spațiu public și toată lumea a spus, uitați, o apariție așa cum trebuie, ai luat 10 pe linie exact, cu rochia asta. Exact, și a fost cumva, e o rochie care costă 300 și 350 de lei. Și în mod normal pentru rochile de la Viva, pentru petrecerea Viva, ți-ai niște rochii. Și ne pregătim. Exact. Voiam să întreb, e bună și pentru o cină romantică cu soțul? E bună, este perfectă. Perfectă. Aici e modelul care îmi place. Aici, da, nu știam unde. Dar am spus că tot timpul te complimentează ochii, știi, ți se potrivește. Da, mișto și culoarea, mișto și materialul, mișto și lungimea. Fetei sau rochii, zic. Dacă un bărbat apreciază rochile astea, înseamnă că sunt perfecte. E un succes total. Păi am văzut atâtea câte mi-a adus în emisiune Mirela, n-aveam cum să nu învăț să apreciez, nu? Florina a învățat de-a lungul fricilor noastre. Știe ce e magenta, mai nou. Da, știe ce e magenta. O să mă duc în alte emisiuni să-mi povestesc despre asta. Am zis că o să luăm consilier. Păi când la câte a văzut? Corai, somon, ce vă mai zic culori de-astea? O, Serenite. Serenite, știi cum arată culoarea? Ce-am făcut? Serenite. Serenite. Te-am pus în încălcătoră.